Bine v-am găsit la buletinul de știri Info Capital. Fostul director general de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului, Petru Drăgoescu, a fost declarat astăzi de Agenția Națională de Integritate incompatibil pentru perioada în care a fost și consilier local la Petroșan, dar și administrator și director general al societății miniere. Consilierul local Petre Drăgoescu a fost declarat incompatibil de către ANI pentru că a ocupat simultan funcțiile de director general al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului, dar și cea de ales local. Decizia este surprinzătoare în condițiile în care Drăgoescu a cerut lămuriri de la ANI la momentul numirii în funcție. Acesta a trimis toate documentele necesare în scris pentru a se constata dacă este vreo incompatibilitate și răspunsul a fost că are voie să ocupe ambele funcții. La circa un an distanță, în urma unei sesizări făcute de o persoană, ANI a analizat din nou situația și a dat un răspuns cu totul opus. Agenția afirmă că se află în stare de incompatibilitate în perioada 28 septembrie 2012, 19 iulie 2013, întrucât a deținut simultan cu funcția de consilier local și funcțiile de administrator și director general al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. Consilierul dorește să atace decizia și afirmă că a rămas cu un gust amar din cauza faptului că aceeași instituție se contrazice singură în aceeași speță. Elevii școlii din Drăgoteș, județul Gorj, au ajuns la spital după ce primăria a deratizat unitatea școlară, însă a uitat să aerisească clasele. Micuților ajunși dis de dimineață la ore li s-a făcut rău după ce au stat în sălile care miroseau a substanțe toxice. Ambulanțele au ajuns în comuna gorjeană după ce elevii au început să se simtă rău. Alertate, cadrele didactice au anunțat repede și părinții. De vină pentru starea de rău a copiilor ar fi fost substanțele folosite cu o seară înainte de primăria din localitate împotriva rozătoarelor. El s-a făcut în școala gimnazială Dragotești o deratizare. Aceasta este organizată, plătită, gândită de primăria Dragotești. Evident, cu avizul școlii s-a produs. Ei au precizat că acele substanțe folosite au fost non-adezive. Acum, la prima oră în timpul programului de astăzi, cât 5 elevi s-au acuzat simptome de rău. Reprezentanții primăriei, cei vinovați de producerea incidentului, au încercat să ascundă totul sub preș. Contactați telefonic pentru a afla ce s-a întâmplat, secretara a declarat că totul este în ordine. Nu s-a dat cu nimic, a fost o alarmă falsă. Deci nu s-a dat cu nimic. Și copiii sunt la ore acum. Cum? Copiii sunt la ore? Sigur că da. Dintre elevii cărora le-a venit rău, unul a avut nevoie de investigații suplimentare. Ajuns la spital, copilul a fost diagnosticat și cu alte probleme medicale. Singur copil de 10 ani, cu colică abdominală, cu senzație de comă, care în stare generală bună, rămâne la noi sub supraveghere. Cursurile au fost suspendate, urmând ca activitatea școlară să fie reluată de joi, dacă mirosul înțepător va dispărea. Cosmin Bărbuț este tânărul care în luna aprilie a ucis cu sânge rece un agent de pază și patronul localului din Vulcan. Acesta a fost audiat de anchetator chiar pe patul de spital. Astăzi s-a stabilit ce pedeapsă va ispăși acesta pentru omor deosebit de grav. Anchetatorii au refăcut firul poveștii din acea noapte. Polițiștii au constatat că în urma consumului de băuturi alcoolice, tânărul ar fi avut un conflict cu un alt client al barului. După altercația dintre cei doi, Cosmin Bărbuț a plecat din bar, dar s-a întors înarmat cu o rangă și un cuțit de vânătoare. Agentul de pază l-a scos din local, moment în care conflictul a degenerat. Acesta s-a ales cu o rangă în cap și în zona toracelui și a fost înjunghiat în artera femurală. Agentul a decedat în doar câteva minute din cauza hemoragiei. Nici patronul localului nu a scăpat de furia tânărului. Acesta a fost înjunghiat în abdomen în zona ficatului. Astăzi s-a stabilit ce pedeapsă merită tânărul pentru omor deosebit de grav. Inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de 20 de ani și 5 ani interzicerea anumitor drepturi civile. De asemenea, s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului. Instanța a dispus prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare. Împotriva hotărârii Tribunalului Hunedoara se poate formula apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Acum o lună, APASER Valea Jiului a semnat contractul pentru asistență tehnică în pregătirea aplicației de finanțare. Astăzi a fost lansată a doua parte a proiectului pentru perioada 2014-2020 împreună cu firma Halcrow. Reprezentanții APASER și Halcrow au ca țel comun să ducă la bun sfârșit acest proiect. Deși acesta se întinde pe o perioadă de 58 de luni, aceștia doresc finalizarea lucrărilor înainte de termen și anume în anul 2019. APASER Valea Jiului este printre primii operatori care termină în avans acest proiect. Pot să spun că operatorul APASER Valea Jiului este al doilea din țară care a semnat contractul de asistență tehnică și deja noi suntem înaintați foarte bine și sper că anul viitor, discuțiile au început deja, firma de consultanță să pregătească studiile de fezabilitate și documentațiile, iar anul viitor să putem scoate la licitație toate lucrările din Valea Jiului pentru proiectul al doilea. În acest sens, consultantul trebuie să elaboreze un studiu de fezabilitate pentru toate investițiile propuse. Documentația făcută va fi depusă la Comisia Europeană pentru aprobare. Lucrările propuse sunt pentru sistemul de apă și canalizare, stațiile de tratare și se bazează pe reabilitările rețelelor existente. O prioritate ar fi rețelele din Lupeni și Urican, dar și magistrala Vulcan-Petroșani. În acest fel, pierderile vor fi reduse. Valoarea acestui proiect se ridică la suma de 89 de milioane de euro. O colaborare dintre salvatorii montani din Valea Jiului și cei din Austria, care datează de mai mulți ani, s-a concretizat acum printr-o donație din partea austriecilor către colegii români. Salvatorii montani din Valea Jiului au primit de la colegii austrieci un echipament esențial în misiunile de salvare și recuperare în zona montană, în condițiile în care sunt foarte multe regiuni neacoperite de rețelele de comunicații din teritoriul pe care salvatorii montani îl au în subordine. Este vorba de antene, un releu și câteva stații fixe și portabile. Totodată, nu doar salvatorii din Valea Jiului au beneficiat de donația colegilor din Austria, ci și alte servicii din țară. Mai mult, șeful Salvamont Lupeni, George Resiga, susține că trebuie făcută o mică investiție pentru schimbarea acumulatorilor. Aparatura care a fost primită de la austrieci sunt niște releie, niște stații fixe care au rămas pentru partea de nord a țării, respectiv Maramureș, au fost încredințate direct către acea zonă, pentru că noi mai avem în dotare aparatură de asemenea natură. E aparatură de radioemisie recepție folosită în genere ca retranslatoare și portabile de radioemisie recepție. Noi la Lupeni deja le-am și pus în funcțiune. George Resiga declară că rețeaua de radiocomunicații din zona Straja a fost pusă la punct. În viitorul apropiat, în momentul în care se va definitiva toată zona turistică Parâng, acesta dorește sprijinirea colegilor cu câteva antene, un releu și câteva stații fixe pentru a-și face și ei propria rețea de comunicații. Suspecții reținuți de către polițiștii și procurorii DIICOT Alba pentru trafic de droguri de mare risc, respectiv substanțe etnobotanice, vor rămâne în arest. Doar pentru o persoană s-a păstrat măsura preventivă a controlului judiciar. Ședința la care au fost aduși în fața instanței toți cei arestați în acest dosar a fost secretă, neavând acces în sală decât suspecții și avocații care îi apără. Potrivit anchetatorilor și după cum se poate observa în imaginile video înregistrate la perchezițiile locuințelor celor 11 inculpați, au fost descoperite cantități importante de etnobotanice pe care le-ar fi comercializat pe raza localităților Baia de Arieș, Turda, Câmpeni și Cluj-Napoca. Au fost ridicate de la cei în cauză aproximativ 3 kg de droguri de risc și mare risc, precum și dispozitive folosite pentru cântărirea acestora. Mai multe mostre din substanțele confiscate de polițiști în urma perchezițiilor au fost trimise la laboratorul specializat din București pentru a fi analizate. Până în prezent, autoritățile au înregistrat peste 200 de consumatori de etnobotanice și cannabis, majoritatea fiind din județul Alba. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. Veste tragică pentru iubitorii de animale. Doi zimbri din rezervația Hatzex, Livut, au murit din cauza bolii limbii albastre. Cu toate că angajații rezervației și medicii veterinari susțin că au aplicat mai multe tratamente pentru salvarea animalelor bolnave.
Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor Hunedoara a anunțat că există două focare ale bolii în județ, unul în zona Hațeg la Zimbri și unul în zona Petroșani la Obovină. Acum prezența virusului în județul Hunedoara este confirmată. Din păcate, două exemplare de Zimbri au fost depistate și s-a confirmat pentru ele boala Blue Tongue. Noi o să respectăm ca direcție silvică măsurile pe care ni le va comunica direcția sanitar-veterinar, la măsură pe care am luat-o și restricționarea accesului vizitatorilor, cel puțin o perioadă până ne consultăm cu medicii care se ocupă de rezervație. În cadrul rezervației de zimbri de la Hațeg se construiește acum un alt sarc într-o altă zonă unde vor fi mutați cei 10 zimbri care au rămas în viață, dintre care doi sunt exemplare cu vârsta până în 2 ani. În urma probelor recoltate atât de organe cât și de sânge, s-a confirmat prezența virusului limbii albastre la rezervația de zimbri de la Hațeg pe două exemplare. Alte exemplare dau semne că ar fi și ele bolnave? În momentul de față nu este un exemplar care este șchiop și am înțeles că nu mănâncă, dar încă nu prezintă simptome clare de că ar fi infectate cu virusul respectiv. Se pare că în urmă cu o lună a mai murit un zimbru în rezervație, însă pentru acel exemplar nu a fost confirmată prezența virusului limbii albastre. Conform unor surse, zimbrii din rezervația de la Hațeg prezintă semne anormale de prezența unor boli încă din luna august. Pe atunci, îngrijitorii ar fi fost avertizați de starea animalelor, însă aceștia nu au părut surprinși de cele auzite. Având în vedere situația apărută în județul Hunedoara, DSVSA a instituit măsurile de urgență. Specialiștii vor face inspecții clinice periodice la animalele din zona de control a focarelor, la bovine, ovine, capre și zimbri. Mișcarea animalelor este permisă numai cu avizul acestora. Cu toate că există tot felul de discuții pe tema asigurării agentului termic în calorifere, municipiul Deva pare să fie pregătit pentru iarna aceasta. Problemele legate de situația complexului energetic Hunedoara se pare că nu se răsfrâng și asupra devenilor dependenți de sistemul centralizat de termoficare. Locuitorii pot deja beneficia de căldură în locuințe. Instituțiile au dat drumul la căldură. Luna trecută de joi, 60% din punctele termice din Deva sunt pornite. Și anume, acele puncte de unde am avut solicitări, în special grădinițe, școli, spital, instituții. Deveni apelează în acest an la contorizările individuale. Acest fapt reiese și din spusele specialiștilor care apreciază că până în acest moment s-au făcut 815 contorizări individuale și alte 200 de persoane așteaptă intervenția echipelor de la termoficare. În funcție de temperatura exterioară și de solicitări vom porni și celelalte puncte termice. Legea spune că în intervalul orar 20-6 dimineața, 3 nopți consecutive, media să fie sub 10 grade. Mai avem undeva la 40% din punctele termice de pornit. Acele puncte termice le pornim în momentul când avem solicitări. Mare parte din acestea am încercat să le pornim și nu reușim, pentru că dacă nu avem consumatori, risc să creez suprapresiune pe rețele și să-mi sparg rețelele, practic. Unde am solicitări, pot porni la 12, la 1, noaptea, oricând. Totodată, Serviciul de Asistență Socială îndeamnă persoanele cu posibilități reduse să-și pregătească încă de pe acum dosarele pentru obținerea subvențiilor la căldură. Cei interesați pot să vină la noi să depună aceste cereri împreună cu actele doveditoare, însoțite de actele doveditoare, până în data de 20 noiembrie. De aceste ajutoare pot să beneficieze familiile și persoanele singure a căror venituri per membru de familie sunt sub 615 lei. Atenție însă, sunt excluși din start de la subvenție cetățenii posesori de terenuri, mașini sau alte locuințe decât cea de reședință. Șeful IJJ Hunedoara, general de brigadă Viorel Sălan și prefectul județului Hunedoara, Sorin Ovidiu Vasilescu, au susținut astăzi o conferință prin care au făcut un apel către cetățeni. Jandarmii din județul Hunedoara prezenți astăzi la conferința de presă au fost felicitați și premiați. În acest an, jandarmii au salvat mai multe vieți și au servit cetățenii, dând dovadă de profesionalism. Cu această ocazie, prefectul județului Hunedoara, Sorin Ovidiu Vasilescu, împreună cu șeful IJJ Hunedoara, generalul de brigadă Viorel Sălan, au făcut un apel către toți cetățenii. Aceștia le-au atras atenția că nu trebuie să parcurgă trasee turistice fără pregătirea necesară. Vedeți că nu de fiecare dată reușim să îi găsim și să îi trăim un timp. Din cauza asta apelăm la dumneavoastră ca să atenționați și prin mijloacele mass media cetățenii să nu se aventureze, să-și ia măsură de precauție și
să ne anunțe în cel mai timp scurt posibil, astfel încât să putem să intervenim prompt și să salvăm cât mai multe vieți omenești. Mai mult, de la începutul anului 2014 până în prezent, acțiunile de căutare și salvare au crescut. Jandarmii au salvat 64 de vieți, de 4 ori mai multe față de anul 2013. De asemenea, prefectul sfătuiește cetățenii să fie echipați corespunzător atunci când se aventurează pe trasee periculoase. Astăzi au avut loc noi audieri în cazul celor 4 hunedoreni reținuți pentru trafic și consum de cannabis la începutul lunii iunie. La acel moment, Tribunalul Hunedoara a dispus arestarea preventivă sub acuzația de trafic de droguri de risc. Unul dintre tineri a fost pus sub acuzare deoarece se pare că făcea trafic cu droguri și în clubul pe care îl administra în municipiul Deva. La audierile de astăzi, martorii au recunoscut că sunt și ei consumatori ocazional de cannabis și au oferit instanței informații cu referire la procedeul de achiziționare al drogurilor. La termenul de astăzi, instanța a audiat 4 martori și a fixat un nou termen de judecată pentru data de 22 octombrie 2014, în vederea continuării administrării probelor. De asemenea, instanța a respins ca neîntemeiată cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar pe cauțiune formulată de către un inculpat. Împotriva hotărârii Tribunalului Hunedoara, se poate formula contestație în termen de 48 de ore de la comunicare. Din mărturiile celor audiați, se pare că rețeaua traficanților și consumatorilor de cannabis este destul de extinsă la nivelul municipiului Deva, dar și Hunedoara. Totodată, martorii au oferit instanței detalii din cadrul procesului de negociere pentru obținerea ierburilor halucinogene. În cadrul rețelei traficanților de droguri se pare că există și persoane santinelă care, de asemenea, dețin și livrează informații detaliate în rândul consumatorilor și traficanților. Anchetatorii veghează atent asupra tranzacțiilor dintre suspecți. Așadar, în următoarea perioadă, este posibil să asistăm la noi capturări de dealer și consumatori de droguri. Ziua și protestul în fața prefecturii Gorj. O femeie din Arcan, nemulțumită de modul de eliberare a titlurilor de proprietate, a decis să protesteze. Cu o pancartă mare pe care și-a scris nemulțumirile, femeia este hotărâtă să nu renunțe. Dacă este nevoie, femeia spune că va ajunge și la București pentru a face cunoscute ilegalitățile din Gorj. Maria Hulea este localnica comunei Arcani. Femeia spune că vecinii săi, sub conducerea primăriei, au deposedat-o de bunuri. După ani de zile în care și-a căutat dreptatea în justiție, gorjanca a rămas nemulțumită când magistrații le-au dat câștig de cauză celor acuzați de furt. Au fost încălcate drepturile fundamentale ale omului. Dreptul la proprietate, proprietatea noastră obținută în mod cinstit, în mod licit. Și cei din Primăria Arcan, cei din prefectura Gorj și instituțiile statului la care ne-am mai adresat, cum este parchetul de pe lângă judecătorie și parchetul județean, nu ne-au băgat în seamă. Femeia susține că a încercat să ajungă chiar la premier pentru a-și rezolva problema. După ce i-a lăsat o adresă la cabinetul de deputat, femeia a stat personal de vorbă cu el când a ajuns în Gorj, însă fără niciun rezultat. În data de 15 septembrie m-am prezentat la deschiderea festivă a anului școlar la liceul Tudor Vladimirescu și atunci am înmânat domnului prim-ministru un plic prin care l-am rugat ca acea petiție care eu înaintasem la cabinetul deputatului domnului Victor Ponta să fie trimisă la DNA. Contactat telefonic pentru un punct de vedere oficial, edilul din Arcani, Vasile Popescu, nu a fost de găsit. În schimb, femeia este hotărâtă să nu renunțe la demersul său, urmând să ajungă și la București, la Direcția Națională Anticorupție. Ștefan Hel s-a născut în Arad pe 23 decembrie 1962 și este membru de onoare al Academiei Române din anul 2012. Potrivit site-ului nobelprize.org, cercetătorul este cetățean german și a absolvit cursurile unei universități din Germania în 1990.
Stefan Helș a petrecut copilăria în comuna Sânta Ana, iar în 1977 a început cursurile liceale la Nicolaus Lenau din Timișoara. Un an mai târziu a plecat în Germania. Acolo a urmat cursurile Facultății de Fizică la Universitatea din Heidelberg, unde a obținut titlul de doctor în fizică în 1990 cu calificativ maxim. Cercetătorul a mai fost premiat cu Nobel pentru introducerea în anul 2000 a conceptului de golire prin emisie stimulată în microscopie. În acest an, laureații vor primi câte o medalie din aur și un premiu în valoare de 8 milioane de coroane suedeze, circa 880.000 de euro, care ar putea fi împărțiți între cel mult 3 câștigători pe fiecare categorie. Cei 3 cercetători își vor primi premiile Nobel în timpul unor ceremonii oficiale organizate la Stockholm și la Oslo pe 10 decembrie, ziua în care se comemorează moartea fondatorului premiilor Alfred Nobel, decedat în 1896. Premiile Nobel sunt decernate din 1901, cu excepția celui pentru economie, instituit în 1868 la Banca Centrală din Suedia, cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la fondarea acestei instituții. Premiile au fost create după moartea inginerului suedez Alfred Nobel, inventatorul dinamitei. Urmăriți acum știrile din sport. Echipa Cetate Deva din Liga a 4-a Hunedoara a fost favorizată pe toate fețele la meciul cu Hercules Lupeni, câștigat cu 3-0. Astfel, după ce devenii au deschis scorul, copiii de mingi de la gazde au avut indicații clare să ascundă mingile de rezervă, astfel că la fiecare repunere în joc, tragerea de timp era asigurată. Sportiva ninoseancă Ștefania Stănilă, componenta echipei naționale de gimnastică, se află în prezent la campionatul mondial din China. Ea s-a calificat în finala de la individual compus alături de colega sa Larisa Iordache, sperând să obțină marea medalie. Fostul atacant al Jiului, Marian Constantinescu, în prezent la FC Brașov, a marcat al doilea gol al echipei sale în partida cu CSMS Iași, unde antrenează Ionuț Chirilă, fostul său antrenor de la Jiul în 2005. Portarul Hotobox a aflat în poarta oțelului Galați la meciul cu Steaua, iar fostul lupenan Bălgrădean în poarta Craiovei la meciul cu Dinamo București. În Liga a 3-a, Seria 5-a la fotbal, după victoria cu 2-0 împotriva celor de la Turceni, echipa Național Sebiș, al cărei capitan este Bozian, fostul jucător al Minerului Lupeni, echipa ocupă locul 1. FC Hunedoara se află poziționată pe locul 3 în clasament, o distanță de 3 puncte față de echipa din Sebiș. Să urmărim rubrica evoluției cursului valutar, urmată de cursul de schimb al principalelor valute de la casele de schimb din zonă. Banca Națională a României a anunțat pentru mâine un curs al euro de 4 lei și 40 de bani, al dolarului american de 3 lei și 48 de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5 lei și 59 de bani. La Casa de Schimb Valutar Jiul Exchange SRL, cursul euro este astăzi la cumpărare de 4 lei și 36 de bani, iar la vânzare de 4 lei și 41 de bani. Dolarul american se cumpără cu 3 lei și 46 de bani și se vinde cu 3 lei și 52 de bani. În ceea ce privește lira sterlină, la cumpărare este de 5 lei și 46 de bani, iar la vânzare de 5 lei și 66 de bani. Urmăriți în continuare datele despre vreme. Mâine vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu înnorări în cursul zilei în cea mai mare parte a Olteniei, iar orele dimineții și în depresiuni, iar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în Banat și în nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor continua să crească în cea mai mare parte a țării și vor atinge valori de 23-24 de grade în regiunile intracarpatice, unde va fi ușor mai cald decât în mod normal la această dată. Temperaturile minime se vor încadra între 5 și 14 grade, mai coborâte în depresiunile intramontane. Punem punct buletinului de știri Info Capital. Dacă sunteți martorul unui eveniment, ne puteți contacta la 073 Capital. Puteți vizita și site-ul nostru capitaltv.ro, unde veți găsi informații interesante și de actualitate prezentate și în cadrul buletinului de știri Info Capital.